Aurel, eu numai cât am înțeles... Pot să zic, ce s-a întâmplat aseară și nici n-am întrebat prea multe, că mi-a fost frică de ce puteam să aflu. Da. De-aia mai bine te întreb pe tine. Deci, s-a terminat emisiunea și... Da, ne-am dus la hotel acolo, am vorbit. Da. Așa, ea are o decizie... Când are o decizie bună, când se schimbă... Că el urma să vă întoarceți la mama soacră, nu? Așa am vorbit? Da. Pe și... final așa a zis. Final. Și? Ea când spune că merge, când nu spune că nu merge, nici ea nu-i sigură pe ea ce face. Așa. Și aseară, pe la 10:30, s-a coborât jos, afară, din hotel. Da. Eu am stat o oră, două, trei, dar nu ți-a zis unde merge? Mi-a zis că merge jos. Băi, zic... Da, tu ai mai făcut o dată aia cu... Ea s-a mai dus la magazin o dată. Ea repetă aceeași schemă. Tu ai mai spus o dată că s-a dus și ai așteptat o oră, două, trei și nu vine. Când cu violul. Când cu violul, da. Atunci dormea. Atunci dormea. Iar acum... Așa. S-a coborât jos. Câte ore? Cam în jur de 4 ore. Păi și tu n-ai... A, n-ai sunat-o. Dar de ce a coborât? Întrebați-o pe ea de ce a coborât. Păi ție ce ți-a spus? Mă duc până jos să... Ea a coborât și mi-a zis că mă duc să mănânc semințe jos. Semințe. Da, așa da, vă zic. Am mâncat semințe. Ca să cine, poți să scui pe trotuar, nu? A, ca să nu... Nu? Exact. Ca o semințe pe trotuar. Păi, nu știu. M-am dat jos. Se pare fantastic. I-am zis, hai sus, înapoi. Unde acum. Era? Era în fața hotelului? Da, în fața hotelului mai erau niște băieți. Semințe de dovleac sau de floare? Stai, mă, stai un pic, Mara. Da, mai erau niște băieți? Da, niște băieți acolo, așa. De unde băieți? Nu știu. Asta nu pot să știu. Câți băieți mai erau? Eu am văzut decât doi acolo. Și era singură? Nu, era, cu... Era cu o fată. Și cu ei te-au recunoscut de la televizor, băieții ăștia? Da. A, deci din deci de asta, asta. Să ne vorbi cu ea, au întrebat-o. Nu, că era... Da, Viorel, și... știi ce vreau să întreb? Că mi se pare bebe, că... mâncau toți 4 semințe, mă interesează. Ia. Nu mai am mâncat semințe. Ei cu ei acolo. Ce te-a deranjat? Că erau niște băieți în vorbă? Că eu vreau să-mi spui toată povestea. Da, așa. Da, da. Zis că nu se bagă în relația mea și a lui Viorel. Cine? Băieții aia. Deci erau niște prieteni de semințe. Dar tu le mine... ziseseși lor de Viorel sau le-ai zis când a apărut el? I-a spus, a zis că ne-a văzut la televizor. Așa. Dar băiețe ce voiau de la tine? Nu vreau nimic. Păi și de ce asta 4 ore de vorbă? A fost punga de semințe mare. Păi 4 ore, ce-ai vorbit cu niște băieți străini? Dar n-am stat cu ei de vorbă, n-am stat. Păi și ce-ai făcut 4 ore? Cum, dacă de la 10:30 seara până la 2? Da. Jumate? Nu, până la 2. Păi până cât la... mai era? Era? Mai avea 10 minute să fie ora 2:30. Nu-ți dai seama? Noaptea în fața hotelului de la 10:30 la 2? Da, doamna Mirela. Ce-ai făcut pe frigul ăla? Pe frigul minus, cu minus. Păi și ce-ai vorbit cu ei? Eu 4 nu știu ore. Ce au vorbit. Nu zi tu ce-ai vorbit. Zi. Asta cu Mihaela, că Mihaela fuma. Mihaela, invitata de la primul subiect de ieri, s-a legat o prietenie între voi, nu? Așa, și cât a fumat Mihaela? 4 ore? A zis să mai stau un pic jos și apoi mergem sus. Așa, și băieții de unde au apărut? Ea a ciocănit la ușii la băieții ăia. Cine? Mihaela. Păi de unde știa unde stau? Țigări. Care nevoie de țigări? Băi. Păi, deci nu. Stați-mă un pic. Dar întrebarea este dacă băieții au apărut din senin sau dacă era o chestie aranjată. Deci băieții erau cazați acolo. Voi ați aflat. Cum ai aflat tu că erau niște băieți în hotel? Epatic, așa, ți-a spus cineva. Și atentă să... Știa Mihaela, îi cunoștea ea? Nu știu, bun, eu am mai stat, am plecat. Mihaela e fată singură, părăsită de toată lumea, n-are nici copil, nici bărbat, nici familie, nici mamă, nici tată, n-are nimic. Sigur, nu e lăudabil ce a făcut, dar măcar ea să zici că mă, n-am nicio obligație față de nimeni. Dar tu erai cu bărbat, tu te-ai aștepta de 4 ore în cameră. Ce căutai jos, cum ar veni cu niște băieți? Doamna Mirela, eu când am luat-o de jos, am dus-o sus în cameră și am zis, băi, ce cauți jos? Ce vrei să faci? Auzi, dar eu te întreb acum că tu știi că dacă minți, noi putem să-ți spunem dacă minți sau nu. Uite, te uiți la mine. Da. Îmi spui adevărul. Numai cu da sau nu. Este adevărat că te-ai sărutat cu unul din băieții ăia? Nu. Mai? Nu. Putem să facem, eu am o tehnică cu detector de minciuni, fetele știu. Stai așa un pic, vorbesc serios. Tu știi că noi lucrăm la televiziune. Da, nu mai am chef să mai dăm. Avem, că dacă avem film. Este iar scandal. Mai bine spui tu, da sau nu? Dar sincer, te-ai sărutat cu vreunul dintre băieți? Nu m-am sărutat. Dar ce ai pupat? Nu, nici nu m-am pupat. Dar ce ai juri? Făcut? Ei, dar nu e emisiunea Jurăm aici. Pe roș. Doamna Mara, o vedeți-o înalbit la față, e miciună. Păi nu, eu am eu deja avut ea, de acum da două săptămâni. Te-a violat? Da! Și de deci, bine, noi, îmi dai voi puține. Aici, într-adevăr,
putem să ne legăm că ea s-a dus, dar pe mine întrebarea, vă vorbesc dintr-o perspectivă masculină. Doamne, mi se pare că un bărbat noaptea, doamne, să nu fie îngrijorat, nu că se duce nevasta să taie cu coșul. Păi da, pe Viorel îl definește chestia asta, neîngrijorarea. Asta nu este o chestie normală, adică, doamne, să ai o încredere nețărmurită în femeia ta este un lucru admirabil. Se spune, doamne, dar noaptea la 10 să pleci așa, să nu-ți bată inima, doamne, să întâmplă ceva. Ales că ești lune, în București, că... nu mai ești da. În sat la tine. Da, iar așa mi se pare senzațional să... de Caragielesc, așa, nu știu cum să-l definesc. A coborât în fața hotelului în București. Să mănânce o pungă de semințe pe care a consumat-o la acești doi cetățeni. Probabil, eu nu cred că a stat la -7 grade cât ori fi fost azi noapte la miezul nopții. Nu cred chestia asta. Și nici în hol la hotel n-au stat. Frig. Probabil da, s-a dus la oamenii ăștia în cameră. Da, așa cred. Așa întreb acum, dar îmi spui adevărul. Ai intrat în cameră la băieții ăia? Nu. N-am intrat deloc. Și unde ați stat 4 ore? Afară, în față. Măi, erau minus câte grade afară seara? Era îmbrăcată cu pufoaică, cu erai ca pentru schi. Cum era îmbrăcată așa? În capot. Era îmbrăcată așa, subțire? Viorele, eu nu te înțeleg, măi, nu te înțeleg nici pe tine. Băi, moldovenii sunt pătimași, mă. Uneori prea pătimași. Nu, mă, dar el își merită și își merită soarta, adică pe bune. Băi, vezi că coboară fata cu prietenă sa, mă rog. La o pungă de semințe, hai, la 10 jumate, na, are insomnie, are probleme, emisiuni zilnice. Domnule, stă o jumătate de oră, hai, las-o o oră, deși la 10 jumate noaptea mi se pare ciudat. Păi, dar 4 ore, tu n-ai făcut nimic? Eu i-am zis. Ce? Nu te coboră, stai aici că faci mai bine. Așa, și n-ai putut 4 ore să te duci să vezi ce faci? Și n-ai luat-o și tu de mână, măi, fimeie, stai, măi, cu mine, măi, stai cu mine, că vreau să-ți spun o poveste, să-i spui, n-ai luat-o de mână, că doar e femeia nevastă. Ce să mai înțeleagă? Dar ia-o în brațe, bă, stai cu mine, povestește ceva. Dar ce să mai înțeleg? Știi că hotelurile aici în București sunt dotate că sunt obligate să aibă camere de luat vedere. Așa, așa, i-am zis. Dacă noi luăm camera asta pe intervalul ăla de 4 ore și nu apare acolo, ori te-ai teleportat, ori te-a vrăjit Iosefini. Deci dacă tu ai intrat într-o cameră, noi vedem în ce cameră ai intrat. Dacă ai intrat în camera ta sau un alt... Păi tocmai că eu i-am zis, fii atent că are cameră și se poate verifica. Să știi că ai mai mințit și n-a fost bine, că s-a aflat până la urmă. Am mai stat cu Mihaela în cameră la ea. Deci iată, a stat în cameră la Mihaela. Păi până acum ai zis că ai stat numai în fața la hotel. Deci eu nu știu, doamna, mara... Dar în cameră, facem altfel. Dar în cameră la Mihaela. N-a intrat niciun bărbat? A intrat vreun bărbat? Nu. Jur? Sigur? Amândouă. Mai intrat sau n-a intrat? N-a intrat nimeni. Avem camere și acolo, să știi. Eu știu. Da sau nu? Doamna Mara, eu știu. Doamna Mara, eu știu. Ce știi? Ce? A intrat un băiat acolo. Nu știu că eu nu eram. Eu eram, când am auzit gălăgie, am deschis ușa și m-am uitat. Era un băiat, a intrat acolo înăuntru, a venit un domn de la recepție, a bătut la ușă și a zis, nu aveți voie să faceți în cameră. Petrecere. Dragoste. Așa. Și eu zic, fiecare în camera lor. Și atunci ați venit în cameră ea? Nu era în camera. A, deci nu era. Păi și unde era? Nu știu, doamne. Cu celălalt, mă, dacă au fost doi, unul a rămas, că e logic. Deci unul a rămas cu Mihaela în camera Mihaelei și doamna... S-a dus în camera ei, că el o căuta jos. Și doamna Stegaru s-a dus în camera băieților cu celălalt. Nu are sens. Dar unde te-ai dus? Că nu mai pot cu tine, jur. Unde te-ai dus? Eu v-am spus, nu mai cred nimica. Veronica, măi, stai, mă luăm de la început. Dar n-ai promis tu în fața țării. Nu v-am căutat noi loc de muncă, nu v-am căutat noi casă, nu ne-a rugat noi, numai eu cu Marac ne-a rugat de soacră. Dar nu vor să casa. Te ierte. Doamna Ioana, doamna, nu, nu, doamna Ioana Tănase, psihologul, cât a rugat și a implorat. Mă, și eu de doamna Ilinca, știi cât m-am, că poate telespectatorii, nu, în particular, telefoane, exact. Și vă rog, iertați-o și nu știu și ce. Și uite că în sfârșit deci a zis femeia ieri, hai doamna, acasă, ne-am gândit mai bine, deci veniți copii acasă. Fix nimic. În seara în care a rezolvat tot, iar ai făcut. Dar n-a zis ea aici, în platou, acum 3 zile, că nu mai greșești? Exact, exact. Ce ai spus aici, în platou? Așa ai zis, da, nu mai greșesc, că am greșit, dar ai greșit? Acum tu nu-ți dai seama de ce o greșeală se iartă. Două, trei. Cât greșești? Dar ai greșit? 5. Ai zis crezi că până la 5, dar am depășit 5-ul ăla. Stai așa un pic. Ia să o luăm noi altfel. Că eu văd că și poziția, să-mi zic acum domnul doctor, că eu așa experiență dacă am, dar știință, teorie n-am. Poziția în care o vedeți pe ea față de Viorel, arată distanța că n-au nicio ei. Legătură unul cu celălalt. Uite ce distanță meu. Este. Uite distanța dintre ei și asta. Da, cumva întoarsă ea stă în altă în parte, deci n-au puncte comune, nici genunchi, ar trebui să fie genunchi unii spre alții. Ce ai de gând să faci cu soțul tău? Exact, bună întrebare.
Cum bravo, doamna Mirela. Genunchii unii spre alții, adică, uite-te, ia puneți-vă, mă, genunchii unii spre alții. De exemplu, cum stăm așa, păi noi ce... avem o legătură, păi da, da, de prietenie. Păi da. Ei, uite, ia stă cu genunchii, sunt în partea asta, genunchii lui, deci n-au nicio legătură. Ia, fii atentă. Uite-te. Păi vrea să stea așa ca noi la defile, Veronica, așa. Veronica, fii atent aici. Da. Ce ai de gând să faci cu soțul tău? Bravo, mai întrebare. Vrei să rămâi căsătorită sau vrei divorț? Sau vrei la televizor? Hai că e grea decizia. Gândește bine și zi, vorbesc serios, e viața ta, zi. Pe la am auzit că o zis că... Nu pe el, ce-ți dorești tu, mă, fată? Că așa o zi îl iubești, o zi te duci cu altul. Hai zi, ce-ți dorești tu, ce vrei? În capul tău, ce... Ce-l dorești? În capul ăla tău, ce... Vrei divorț? Eu știu ce spune. Lasă-o, mă, să zică. Zi, măi, dar ce-ți dorești tu, ce e în inima ta, ce simți tu? Nu ce a zis el, ce a zis ăla, ce am zis eu, ce a zis Mirela, ce a zis domnul doctor. Spune. Ce vrei tu? Te întorci cu el acasă la Blăjești? Mă arăt oamenii cu deștiu. Cum? Mă arăt oamenii cu deștiu, că știu că am greșit. Asta așa, clar. Și, da, dar el te acceptă așa, el a și zis, băi, eu o iert așa, e nevasta mea, eu vreau să-mi fac da, să știi că Mirela... Pentru că dacă nevasta lui contează, contează Viorel, ce gândește ea să facă din clipa asta înainte, cum întreabă Mirela? Eu te întreb ce vrei tu să faci, rămâi cu Viorel sau divorțezi? Haideți că vă spun eu. Stai, mă, un pic să-mi spună ea, las mai zici. Nu zice nimic, eu vă spun. Rămâi cu Viorel sau divorțezi? Hai, spune. Spune ce-ți dorești. Veronica. Azi. Spune. Azi, mâine, hai. Rămâi cu el. E, bravo, da, dar până când? Tu mai rămâi cu el? Așa, stați. Până spun, când doamna, rămâi cu el? Doamna Mirela. Adio, dar rămân cu tine. O discuție ce am avut eu cu ea, așa. I-am zis să-mi fie la următor. Dar n-am putut să scot absolut nimic de la ea. Mi-a zis să-mi fie la următor. Da, merg acasă, eu am pe altul un Blăjești cu mașină, bani, ea singură mi-a. Ți-a zis acum? Mi-a zis astăzi dimineață. Deci nici n-a plecat, ce și-a aranjat. Deci eu vă spun, sigur. Tu știi cine e băiatul ăla sau? Nu știu. Dar cât sunt în Blăjești cu mașină și cu nu știu ce? Sunt că-s 2000 de oameni. Băi, numai. I-ai zis sau nu i-ai zis? Nu, nu i-a spus. Ai sau n-ai pe unul cu mașină în Blăjești care te dorește la drum de seară? N-are, mă, Viorele. Păi și atunci ce zici că ai? Nu mi-ai zis. Ca să-l necăjești așa, să-l frici puțin, ca să te iubească mai mult, că uneori fetele fac și așa. Ca să ia două pungi de semințe. Se mănâncă în 8 ore. Ai pe altcineva în Blăjești? Nu. Tu și atunci ce vorbești? I-ai zis să-l oftici? Da. Mă, dar știi ce nu înțeleg eu la tine? Tu abia te exprimi, abia scoatem aici trei cuvinte din gură. Mamă, dar când ies apare un bărbat nou în peisaj, nu știu... Îi sclipesc ochii ca felinare de Paște. De ce și-ar o logoreie n-ai văzut? Bun, acum... avem multe lucruri să vă spunem azi. Am tăbără sigur cu toții pe ei, dar noi, pentru că știm toate lucrurile care s-au întâmplat,